Dragi ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună la o nouă emisiune în cadrul emisiunilor noastre Lucruri Noi. În această emisiune vom discuta o temă foarte importantă despre lucrarea Duhului Sfânt și ne bucurăm să îi avem împreună alături de noi pe frații păstori, slujitori din România, pe fratele Iosif Ignat și pe fratele Matei Trif. Am avut o emisiune anterioară despre rugăciune, despre viața credinciosului de rugăciune și, în mod special, acum vom discuta și vom avea câteva întrebări despre subiectul acesta al lucrării Duhului Sfânt. Dragii noștri, mulțumim foarte frumos că ați acceptat să fiți alături de noi. Ne bucurăm să vă avem câteva zile împreună cu noi în cadrul bisericii noastre, în serile de rugăciune speciale care le-am organizat. Ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu, de revărsarea Duhului Sfânt între noi, cum Domnul a lucrat și apreciem foarte mult că v-ați făcut timp și v-ați făcut disponibil să împărtășiți cu noi din experiențele și din lucrările care Dumnezeu v-a folosit în viața de slujire în mulți ani care îi aveți. În emisiunea anterioară rămăsesem puțin la întrebarea aceasta despre rugăciunea prin Duhul și înainte să intrăm în subiectul nostru, în tema noastră despre care este rolul Duhului Sfânt în viața unui credincios, poate să completăm sau să deschidem și ideea aceasta despre rugăciunea prin Duhul. Fratele Mateu a menționat câteva aspecte foarte importante legate de rugăciunea prin Duhul. Ce am vrut să completez puțin a fost sau este ideea asta, beneficiile rugăciunii prin Duhul. Unul dintre ele este cel specificat și de fratele Matei, și anume că rugăciunea noastră este adusă la un alt nivel. Mijlocim, sau Duhul mijlocește prin noi, după voia lui Dumnezeu, și rugăciunea capătă mult mai mare putere și mult mai mare impact. Al doilea mare beneficiu este că rugăciunea prin Duhul ne întărește și pe noi spiritual. Și aici aș menționa darul vorbirii în limbi, care putem să-l folosim, este singurul dar prin care noi ne putem întări spiritual, personal. Însoțit de tălmăcire, el este folosit pentru zidirea bisericii, dar practicat în mod personal, ne poate întări spiritual foarte mult. Cred că rugăciunea în Duhul se referă și la așa ceva. Ce-aș fi vrut să completez aici, dacă se poate, rugăciunea în Duh atunci când noi folosim glosolalia, vorbirea în alte limbi. Spunea fratele Iosif un lucru foarte important, zidirea personală. Și o explicație destul de laică ar fi de felul următor. Atunci când noi ne rugăm prin Duhul, folosim vorbirea în alte limbi, între Duhul nostru și Duhul Dumnezeu nu se mai interpune diavolul, că el are acces la mintea noastră. E o comunicare deschisă, liberă, instantanee, directă, și atunci noi putem, spune Biblia, cu Duhul spunem taine, dar ne și zidim pe noi înșine. În sensul că uneori Dumnezeu ne-a dat harul să avem și tălmăcirea limbilor personale sau al altor persoane, și ceea ce se exprimă în momentele respective, rugăciunea prin Duhul, e o rugăciune la un nivel foarte înalt, cu ținte foarte precise, pentru cauze, anumite situații care se confruntă persoana sau biserica. De aceea subscriu, sunt un om care încurajez spre așa ceva și e bine să folosească și în nivelul ăsta al rugăciunii în Duhul. Cred că Pavel și în sensul ăsta a adus argumentul din 1 Corinteni, capitolul 14. Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, pentru că el știa valoarea, cunoștea valoarea rugăciunii prin Duhul. Uneori, vorbirea în limbi, ridicată la nivel de mijlocire, eu am trăit-o și am văzut-o în adunare. Deci, efectiv, se vorbea în tandem. Deci, frați care vorbeau în limbi, unul vorbea ceva, altul vorbea altceva. Nu înțelegea, nu era tălmăcire, dar era o mijlocire puternică în Duh. Și cred că aici își află valoarea rugăciunea în Duh. Și prin mijlocirea care o face Duhul, fără să știm noi de fapt ce se întâmplă, e o bătălie acolo care se dă la un nivel înalt.
în lumea spirituală, da. Aș vrea să rămânem puțin la întrebarea asta, care e rolul Duhului Sfânt în viața credinciosului și a slujitorului implicit, bineînțeles? Deci nu putem concepe viața unui credincios fără implicarea Duhului Sfânt. El e parte activă la nașterea noastră din nou, pocăința, nașterea din nou, împuternicirea, sfințirea și călăuzirea. Deci fără Duhul lui Dumnezeu nu ne putem numi oameni care de fapt am intrat în dimensiunea duhovnicească în familia lui Dumnezeu, ca și viață personală, ca și trăire, ca și maturizare. Duhul Sfânt are un rol extraordinar de mare. În viața unui slujitor, Duhul Dumnezeu deja vine să facă o împuternicire pentru anumite lucrări specifice. Spre exemplu, fapte 1 cu 8, unde este folosit, voi veți primi o putere. De fapt, e puterea Duhului Sfânt în a face lucrările lui Dumnezeu. Iar în Luca, unde Domnul îi trimite și le spune că le-a dat putere ca slujire, era de fapt autoritate. Ori un slujitor are nevoie de puterea asta Duhului lui Dumnezeu pentru a face lucrările lui Dumnezeu și pentru a avea autoritate în lumea spirituală și nu numai. Mă întreb unde ar fi ajuns Evanghelia astăzi dacă n-ar fi fost lucrarea Duhului Sfânt. Da. Mânuța aia de oameni care erau în odaia de sus și se rugau cu frică acolo, cu ușile încuiate, atât de tare au impactat lumea de atunci și atât de mare a fost forța Evangheliei rostite și duse prin intermediul acestor oameni încât au ajuns până la noi. Vis-a-vis de lucrarea asta care trebuie să însoțească slujitorii, că în viața noastră personală de credincioși, cum spunea fratele Matei, nici nu se poate discuta despre o viață de biruință fără Duhul Sfânt. Roada Duhului Sfânt, da? Puterea Duhului Sfânt, care să te ajute să depășești provocările și tot felul de ispite. Dar la nivelul slujirii, aici vreau să un pic să mă opresc. Cred că Duhul Sfânt dă abilități, darurile, da, Duhului Sfânt sunt neapărat necesare. Vedeți, noi în secolul ăsta avem foarte multe dotări. Suntem foarte pregătiți, avem autorizații, avem clădiri, avem dotări, avem sisteme de evangelizare și totuși parcă nu suntem la nivelul primilor creștini. Pentru că cred că lipsesc ustensilele astea date de Duhul Sfânt. Este ca și când cineva te angajează undeva într-o firmă și îți dă mașină, îți dă combustibil la mașină și îți dă tot felul de unelte necesare cu care să lucrezi. Fără alea nu poți să-ți faci lucrarea. Duhul Sfânt are tot felul de unelte care darurile Duhului Sfânt sunt atât de necesare. Acum, suntem slujitori și știm, sunt anumite momente când ai nevoie efectiv de o inspirație divină, de o iluminare divină, de un cuvânt de cunoștință de la Dumnezeu, înțelepciune, să știi ce să faci, pasul următor, cum să-l faci. Fără Duhul Sfânt e imposibil. Rămâne doar o religie care noi o putem duce mai departe, forma. Programele sunt ușor de făcut și ușor de repetat. Dar când vrem să avem viață și propășire, fără lucrarea Duhului Sfânt, nu se poate. Așa e. Spuneați că, deși astăzi avem așa de multe lucruri la îndemână, de la tehnologie la așa de multe lucruri care le stăpânim așa de ușor, dar impactul parcă a generației noastre nu este unul așa de puternic în comparație cu înaintașii noștri de la apostoli și apoi sigur cei care au primit credința în România, având în vedere atâtea lucruri extra care noi le avem astăzi. Care sunt factorii de bază? Următoarea întrebare care vreau să vă adresez, care favorizează, da, o lucrare autentică a Duhului în viața bisericii. Pentru că s-au întâmplat și se întâmplă așa de multe lucruri și aș vrea să punctăm aici, să zăbovim puțin timp în zona asta. Cred că primul factor care contribuie la o lucrare autentică a Duhului și susține lucrarea Duhului este spiritul de pocăință al oamenilor, sfințenia. Dumnezeu lucrează pe fondul sfințeniei.
Nu putem pretinde să se manifeste Duhul Sfânt în viața noastră și în viața bisericii dacă nu există o viață de pocăință, de apropiere de Dumnezeu, de curățire. Se pune accentul foarte mult aseară și alaltă seară pe aspectul ăsta. Duhul Sfânt nu lucrează, nu se manifestă pe fondul nesfințeniei. Un vas nesfânt nu poate fi umplut cu Duhul Sfânt. Prin definiție, Duhul Sfânt este sfânt. Asta ar fi un factor. Un alt factor ar fi rugăciunea. Pe fondul rugăciunii, sufletele noastre se apropie de lumea spirituală și intră în sfera Duhului Sfânt. Prin rugăciune ne conectăm cu Dumnezeu și Duhul Sfânt poate să lucreze. Unde nu există atmosferă de rugăciune în biserică, și aici trebuie foarte mare atenție, și cântarea uneori poate crea o atmosferă și care să nu fie o atmosferă care să ne apropie de Dumnezeu. Deci, cântările trebuie să ducă poporul la rugăciune. Apoi, ajungând în rugăciune, în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu ne poate impacta prin puterea Duhului Sfânt, prin darurile Duhului Sfânt și așa mai departe. Da, subscriu la ce spunea fratele Iosif și cred că e foarte important crearea cadrului propice ca Duhul lui Dumnezeu să poată lucra în cadrul unei biserici. Am avut o provocare în urmă cu 2 ani de zile, chiar în perioada pandemiei, când Duhul Sfânt spunea să creăm cadru, că El să poată să lucreze la un alt nivel. În biserică eram constrânși de anumite interdicții de a ne aduna. A venit momentul în care ne-am putut reîntâlni și una din viziunile bisericii a fost cum creăm cadru în așa fel încât Dumnezeu să poată să lucreze între noi prin puterea Duhului Sfânt. Și sublinea foarte frumos fratele Iosif, am căutat nivelul acela al sfințeniei, apoi am dat credibilitate cuvântului Scripturii care ne vorbea despre lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în sânul unei biserici și apoi efectiv cadrul logistic în care ne-am adunat cu tinerii, cu membrii bisericii și am început să-L căutăm pe Dumnezeu prin sfințire, prin curăție, prin consiliere, prin mărturisire. Și mi-aduc aminte, am avut un moment, un prag psihologic, așa cum am întâlnit și în zilele acestea, în care am dus lupta spirituală la un anumit nivel și aveam nevoie de intervenția supranaturală a Dumnezeu. Ca oameni am făcut tot ce trebuia. Și atunci tineri au început să cânte o cântare pe care am auzit-o prima dată aici la Betania. Lucruri vechi și lucruri noi. Și în timp ce ei cântau cântarea respectivă, în numele Tău se ridică o armată. Din oase uscate Tu faci. Și în timp ce ei cântau, i-am început să fac proclamări prin Duhul Sfânt. Expresiile cântării. Proclama. Da, îl proclamam vocal în timp ce ei cântau. S-a manifestat prezența Duhului Dumnezeu, încât dincolo de expresivitate, era o trăire la un nivel extraordinar de mare. Și am realizat când s-a coborât Duhul Dumnezeu, concret, prin botezurile cu Duhul Sfânt, minuni, vindecări, instantanee, credibile, am văzut ce înseamnă de altfel să creezi cadru și să poți să mergi pe chemare pe care Dumnezeu face unei biserici. Suntem văduviți atunci când scoatem Duhul Dumnezeu din bisericile noastre. Spunea un mare teolog, ceea ce ne deosebește pe noi în slujire și închinare față de alte biserici care astăzi sunt goale, e focul. Adică prezența, căldura, implicarea Duhului Dumnezeu în viața membrilor bisericii. Mulțumesc, frate Matei. Cum am putea să percepem vocea Duhului Sfânt într-o asemenea lucrare și de biserică, dar poate în mod special, mai bine punctat, în viața personală? Dintre mii de voci care sunt astăzi, cum pot să fiu convins că ce aud, da, pentru o decizie mare, mică sau indiferent în ce domeniu de viață, că e vocea Duhului Sfânt și nu e o altă voce, nu e vocea personală, nu e o voce care am auzit-o în altă parte, ci e vocea Duhului Sfânt care mă călăuzește și mă conduce. Permite-mi să mă întorc un pic la întrebarea anterioară. A rămas ceva în mintea mea legat de facilitarea lucrării Duhului Sfânt în biserică. Cred că trebuie să acceptăm că Dumnezeu lucrează și astăzi.
sunt multe biserici care au limitat lucrarea Duhului pentru că efectiv nu au acceptat că Dumnezeu lucrează și astăzi la fel. Vorbeam cu un frate păstor în vârstă, un frate păstor cu state vechi și un om al lui Dumnezeu. A spus, din cauza abuzurilor, ani de zile nu am încurajat lucrarea Duhului Sfânt, respectiv stăruința după botezul cu Duhul Sfânt, profeția și lucrările Duhului Sfânt. Și mi-am dat seama că biserica s-a uscat. După ani de zile am văzut rezultatele dezastroase ale politicii, în ghilimele, duse. Și mi-am dat seama că am făcut un lucru greșit. Și am început să fac invers. Și biserica a început să renască. Efectiv să acceptăm că Dumnezeu lucrează. Să spunem tinerilor că Dumnezeu este același. Botezul cu Duhul Sfânt e valabil și astăzi. Darurile Duhului Sfânt sunt valabile. Și nu în ultimul rând, cred că ascultarea de Duhul Sfânt. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Noi nu putem să-L manipulăm pe Duhul Sfânt. Există și tendința asta, din păcate și din nefericire. Noi avem Duhul Sfânt în adunare și noi vrem să-L ducem pe Duhul Sfânt pe unde vrem noi, să facă El ce vrem noi. Nu. Cred că Duhul are linia Lui și noi trebuie să mergem pe linia asta. Să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze cum vrea El. În biserică. Și cum putem auzi, cum putem percepe linia asta așa pentru fiecare moment? Eu aș duce aici puțin întrebarea să o așezăm pe doi piloni. Prima ar fi călăuzirea personală a fiecărui credincios și apoi e călăuzirea în slujire. Cum putem percepe vocea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Spuneam și repet și astăzi, modul cel mai frecvent prin care Dumnezeu călăuzește o persoană este vocea lăuntrică. Modul în care Dumnezeu ne vorbește în instinctele noastre și o regăsim voia lui Dumnezeu atunci când găsim liniște, pace în ceea ce facem. Deseori cerem ca El să ne descopere voia lui Dumnezeu, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să facem și concret așteptăm acum, la situația mea, ce îmi spune Dumnezeu. Uneori răspunsul lui Dumnezeu vine prin pacea aia lăuntrică, prin regăsirea noastră ca identitate, ca oameni care slujim pe Dumnezeu. Aici apare și aspectul celălalt în care trecem de la locul unde Dumnezeu ne așează pe fiecare dintre noi spre oamenii capacitați de Dumnezeu cu anumite daruri. Și orice domeniu mic, mai puțin important sau mai mult important, avem tendința să fugim la fratele sau la cel care e capacitat cu darul profeției. Ceea ce cred că nu-i cel mai înțelept întotdeauna, ci trebuie să avem o maturizare, o creștere, în care noi efectiv să înțelegem modul plenar pe care Dumnezeu l-are cu privire la viața personală. Deci înainte de a apela la un proroc, da, ca să sunăm, trebuie să căutăm să avem călăuzirea personală a Duhului Sfânt în viața noastră. Neapărat. Dumnezeu, neapărat. Dumnezeu întotdeauna a intenționat comunicarea directă cu om. A fost un moment în cartea Exodul când poporul a zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu în mod direct. Vrem să ne vorbească Moise, nu mai suportăm glasul lui Dumnezeu. Cred că atunci Dumnezeu a fost foarte, foarte întristat. Adică Dumnezeu vrea să comunice direct cu noi. Că noi preferăm să ne ducem la intermediari, asta este o slăbiciune și o imaturitate a noastră. Dumnezeu vrea să comunice direct la nivel personal, la nivelul sigur, Duhului. Sigur. Și Dumnezeu sigur. Poate comunica, are multe forme de comunicare. Este printr-o influență. Eu aseară simțeam cum vine așa val din partea lui Dumnezeu peste popor și peste mine. Da. Asta este un mod prin care Dumnezeu comunică că e prezent acolo. Dar există vocea aceea lăuntrică și uneori chiar voce audibilă. Se poate întâmpla și așa. Dar tot o experiență de aseară, scuză-mă fratele Iosif, venea cineva și spunea că a primit o călăuzire, că neapărat trebuie cuvânt profetic între noi. Ori noi simțeam că ceea ce va aduce biruință va fi forța cuvântului, Evanghelia. Ori astea sunt niște simțăminte așezate în viața unui credincios prin care el poate face deosebirea. Dacă ceea ce vine e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Aseară doar spre sfârșit, fratele Iosif amintea ceva din ce a fost dat din partea lui Dumnezeu, dar concret Dumnezeu a lucrat prin puterea cuvântului și prin rugăciune și închinare.
Da, da. De ce este așa de căutat, poate apreciat, chiar mediatizat în mediul nostru darul acesta profetic? Pentru că e foarte valoros. Așa, e valoros? E valoros. Dar există și risc atunci când noi pedalăm foarte mult pe darul ăsta. Ce spuneam înainte, Dumnezeu are multe metode de a comunica și metoda lui cea mai îndrăgită este să comunice direct cu noi. Riscul cel mai mare este să îl folosim pe Dumnezeu, spun eu, am o expresie, pe post de bancomat sau automat. Ne-am dus, am băgat cardul și au ieșit banii. Am apăsat butonul și a apărut cafeaua. Și există tendința să-L folosim pe Dumnezeu așa. Și asta mi se pare o denaturare grosolană a lucrării Duhului Sfânt. Nu spun că Dumnezeu nu vorbește și instantaneu. Dar eu am găsit în Biblie cazuri când Dumnezeu a răspuns după 10 zile. Poporul era într-o așteptare înfrigurată. Erau fugăriți. Erau scoși din țară, voiau să plece în altă țară, voiau un răspuns pe moment. Și Ieremia, după 10 zile, le-a dat răspuns și nefavorabil. Și noi așteptăm acum, într-o secundă, Dumnezeu să ne dea răspuns. Mi se pare ceva jignitor la adresa lucrării lui Dumnezeu. Cred că ispita asta care trăim noi în secolul vitezii, toate lucrurile vrem acum, instant, aici. Da, da, mi se pare totuși o manipulare a lui Dumnezeu. Nu cred că trebuie să îl forțăm noi pe Dumnezeu să ne vorbească în modul în care noi vrem. Dumnezeu are timpul lui, are metodele lui de a vorbi. Și totuși, repet, darul profetic e valoros. E valoros. Sunt momente când ai nevoie de un cuvânt specific de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vorbește doar prin dar profetic. Lași pe fratele Matei să spună aici. Vreau să subliniez la modul în care putem auzi vocea lui Dumnezeu chiar ca și slujitori. Mă gândesc la Apostolul Pavel, când vrea să meargă într-o anumită cetate, Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Iisus nu i-a dat voie. Și e foarte interesant că modul de călăuzire a fost într-o vedenie în timpul unei nopți, când Dumnezeu i-a vorbit prin imaginea aceea plastică. Un om din Macedonia ne făcea semn, veni și ajutați. A fost un vis. A fost un vis? Da. Și expresia Scripturii, înțelegeam că Domnul ne cheamă? Da. Acolo. Deci el a interpretat corect visul. Și nu a așteptat un cuvânt profetic. Sigur. A luat visul ca atare. Îmi place foarte mult expresia din Vechiul Testament. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, a vorbit lui Elisei. Cuvântul Domnului a vorbit. Nu știu cum vorbea Dumnezeu atunci prin cuvântul lui, dar era o comunicare directă. Asta îmi place tare mult, expresia asta. Cuvântul Domnului mi-a vorbit. Da. Omul era sigur că Dumnezeu i-a vorbit. Ce am observat și în viața de slujire, uneori e conjunctura lucrurilor prin care Dumnezeu ne duce viața în anumite zone sau segmente de slujire ale bisericii, începem să vedem că e voia Dumnezeu pe o anumită direcție, că Dumnezeu ne vrea acolo, că Dumnezeu a creat cadrul propice ca noi să fim acolo, să începem să lucrăm. Experiențele din ultimii 3 ani îmi spun ceva de felul acesta. Într-o zonă unde nimeni niciodată n-a pus bazele, Dumnezeu a coordonat toate lucrurile în așa fel încât acum este o biserică. Fără profeție, fără neapărat cineva să vină, ci prin conjunctura lucrurilor pe care Dumnezeu le-a coordonat, începând cu mine ca slujitor. O familie trecută printr-un mare necaz, boală de cancer. Astăzi s-a născut o biserică. Fără o profeție inițială. Dumnezeu are modalități diferite de a lucra. Ce am apreciat foarte mult la dumneavoastră și când ați fost data trecută și acum, cum erați de atenți și de focusați pe a căuta această sensibilitate și călăuzirea Duhului mai mult decât produsul, profeții pentru popor, profeții individuale. Și asta aș vrea să întreb, cum se dezvoltă partea asta sau cum se crește, cum să ne asigurăm că rămânem și nu suntem poate ispitiți să mergem în partea asta în care poate oamenii vin într-o biserică. Neapărat să producem ceva, să producem ceva. Da. Deși oamenii au așteptări, să producem. Vreau să-mi vorbească Domnul, îți veniți frații aici la noi, vreau să-mi vorbească Domnul, am cauza asta, am situația asta. Cum putem, sau poate e uneori și ispita asta, dacă au venit frații, păi trebuie să vorbească Domnul, trebuie să fie cuvinte profetice, dacă nu, înseamnă că nu e o lucrare a lui Dumnezeu. Ce înseamnă să vorbească Dumnezeu? Asta e întrebarea. În momentul în care tu simți prezența lui Dumnezeu, simți cum Dumnezeu începe să-ți
ia în stăpânire ființa ta. Pentru mine Dumnezeu a început deja să vorbească. Deci înainte să rostească înainte cuvintele. Înainte să rostească cuvintele. Dumnezeu deja a început să-mi vorbească, să mă cerceteze, să... Deci noi, aici ai punctat bine, noi încercăm să lucrăm pe linia asta, să ne rugăm ca Dumnezeu să vină și să cerceteze poporul. Și Dumnezeu nu cercetează poporul doar prin cuvânt profetic. Oamenii trebuie să intre la rugăciune, trebuie să se apropie de Dumnezeu, să prindă frecvența aceea cu Dumnezeu și de acolo lucrurile sunt simple. Sunt simple. După aceea Dumnezeu când vorbește, o face natural. Nu-i nimic forțat. Unul din lucrurile foarte importante în manifestarea darului profetic, Dumnezeu nu lucrează pe sentimentalism. Marea sincopă sau lipsa de maturitate a unor oameni pe care Dumnezeu îi folosește e să privească expresivitatea unei persoane sau unei biserici în închinare, în laudă. Dumnezeu este dincolo de sentimentul meu. Noi lucrăm la nivel de credință. Spunea fratele Iosif, e foarte important ca persoana respectivă, biserica, noi înșine, să intrăm, spuneai joi seara, întrebând biserica, ați ajuns să vă conectați cu Dumnezeu? O întrebare mi-a plăcut. O întrebare în care, de altfel, scopul laudei și închinării noastre e să ajungem în prezența lui Dumnezeu. De aici încolo, există un plan suveran, un plan divin, în care Dumnezeu începe să-și desfășoare lucrarea lui prin cuvânt profetic. Profeția în sine e o lucrare, un complex de lucruri ce se întâmplă în viața omului care manifestă darul profetic. De aceea se spunea în termenii vechi, are lucrare. Deci sunt mai mulți factori care vin și conduc spre un mesaj profetic care să iasă în plen. Ceea ce am urmărit noi întotdeauna n-a fost neapărat volumul de informații prin profeție pentru... De multe ori, poate o singură descoperire, lucrare într-o întâlnire de 3 ore de rugăciune, dar știam planul Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu. Spunea Iosif, e foarte valoros atunci când îl înțelegi și când îi dai importanța ca atare. Te poate scoate din situații limită, te poate conduce spre o anumită direcție care duce izbăvirea poporului. Așa e. Mulțumesc frumos, dragi preaslujitori, apreciez mult pentru gândurile și sfaturile care ne le-ați dat. Cred că vor fi de mare folos pentru ascultătorii noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragi ascultători, și să puteți pune în practică și să dezvoltați, să creșteți relația cu Duhul Sfânt și Dumnezeu să asculte rugăciunile voastre și să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântați, Domnul. Amin. Mulțumim.